Bine, mă, frate, mă, 700. 700, frate. 700 în cap și coadă. Primul meu brawler de 700 de trofee. Salutare, băieți, și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal de Brawl Stars cu Roza. 700 de trofee este primul meu brawler pe care l-am făcut 700 plus și pe care am reușit, bineînțeles, pentru că ultima dată am avut 636 pe Roza și erau cele mai multe trofee. Acum 700 sunt cele mai multe trofee de pe contul meu pe un brawler și am 13.645, normal, este highest trophy de pe contulețul meu. Înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de abonare dacă doriți să mă susțineți și vreți să mai vedeți astfel de episoade și nu uitați să îmi dați și un follow pe Instagram la madalin.adrian23 pentru că de fiecare dată zic asta pe fiecare episod și o zic ca o rugăminte să nu uitați, bineînțeles, pentru că cam așa vezi munca ta că este apreciată prin butonașul acela de like, de abonare și bineînțeles follow pe Instagram dacă doriți să vedeți mai multe, cum să zic eu, mai multe postări postate de către mine, bineînțeles. O să mă străduiesc să postez, bineînțeles. Ok? Deci am reușit să o fac 700 pe Roza. Nu o să vă arăt replay-uri pentru că n-are rost. Mai bine vă las meciurile, gen meciurile live de pe live. Nu știu dacă sună cel mai bine meciurile live de pe live. Dar o să vă arăt meciurile live de pe live pentru că am fost într-o continuă grabă. Pentru că știți bine, la 11 se resetează mapa și eu trebuia să fac 700 până la ora 11. Și fix când s-a resetat mapa, fix atunci am reușit să fac 700. Am fost pe o grabă, cum să zic eu, o grabă continuă. Numai locul 1, locul 1 un win rate foarte mare, aici locul 4, locul 7, locul 1. Pot să spun că ca câștig, cu Roza este un brawler excelent de bun, mai ales dacă ai o mapă formidabilă și o mapă pe care să pușezi. O să încerc să fac sezonul acesta 14.000 de trofee, am făcut și 1215 solo victory, deci am 1200 în, cum să zic eu, în prezent. Cam asta e, deci este singurul meu brawler de 700, asta vă arăt și global. Global ca trofee în total sunt pe 406, iar cu Roza, sunt pe 141. Deja au făcut și 1000, deci să vă dați seama cât de OP este. Au făcut 1000 de trofee. Bine, eu aici o să mă opresc cu Roza, o să las 700 de trofee, oricum luni o să se reseteze sezonul și de la 700 o să mi-o fac respectiv 600 de trofee. Deci o să-mi scadă 100 de trofee din start pe Roza, din start o să-mi scadă, pentru că se resetează sezonul. În fine, o să vă las cu momentele de live și revin imediat. Mapa de Rico, Stormy Plains. Cea mai bună pentru Rico. Așa la trofee mici sunt multe mape pentru Rico și poți să joci mai multe. Stai să mă uit pe ăsta. Anatolie și Robi, ok. Mamă, și Mirror, numai români. Acum dați-o parte în parte, să nu mai stau mult, băieți. Hai, dați-o, dați-o, dați-o.
Băteți-vă că stau mult, băieți. Să dau rapid. Mai trebuie încă 18 trofee. Lăsim un tulibele. E Anatolie, e român. Tăiem boschete și hai să ne încărcăm superul. Oh, ce e aici? Bal de negri. Vezi că vin ăștia pe noi cu presiune și ne bat după aia. Na, fac o prostie că mă bag aici. O prostie foarte mare. Că e și Poco și Pem în Timiș și le spanicați. Spanicați. Nu e bine. Cum să fac eu? Cum să fac eu? Hai să încarc super. Încarcă super, Anatolie. Încarcă super. Păi ăștia numai cu presiune poți să-i bați, mă. Numai să te duci pe ei așa. Să iei unul câte unul să-i bați. Bravo, Anatolie, bravo, brother-i. Bravo, man. Și unde e celălalt? Aici e bull. A, uite unde era, bă, mâncați și Spike. Bravo, man. Ok. 687. Hai mă că se poate. Ce ai fost tu? Bun, 2 kill-uri până acum. Ok. Terminator, Alin România, CCPC. Asta e străin. Nita străin. Și ele aici jos. Bun. Și mai aici sus o șeli. Wow, ce rasul iau. Risc, frate, risc că mă grăbesc, să-mi bat piciorul. Risc că mă grăbesc. Bun, hai că sunt încadrat. 49, 692. Mersi. Cred că asta de când îi așteaptă meci, cred că aș și rămas afecat să mă bată tata. A zis, bă, eu plec până la WC, până îmi găsește meci. Și la WC a rămas. Ok, român.
Hai să plec și eu la BC-ul. La BC-ul a rămas. Și-o pe ea! Dă-i mă! Bravo mă, bravo mă, mâncat ternana să te mănânce. Acum și-o pe restul. Dar văd că e colt aici. Bă, ce nervos e Puradelu. Stai mă liniștit. Stai mă liștinit, bă, că faci spume, mă. Faci spume, mă, golanule, mă. Faci spume, mă, golanule, mă. Te pui cu boșii. Te pui cu boșii? 58, vai de capul meu, sunt într-o luptă continuă. Unde e celălalt? Aici, mamă, 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 mamă. Hai rapid, hai rapid să mai prind un meci, brother. Rap, nu te mai duce. Că ești 58. Uf. 6-9, doamne ajută, asta trebuie să-l tap foarte cileană. Foarte cileană, nu contează, îmi găsește meci, îmi caută meci și n-are cum să nu. L-a picat în veceu și a rămas blocat acolo. Nu mă risc. Power up cât se poate de mult. Ok. E român, e român, e român. Și ăsta-i străin de aici. Cel de 2 e român, cel de 1 e străin. O, mă, bro, că nu te omor, ești nebun, am văzut că ești român, am văzut că ești român, brother, am văzut. Nu te omor. Stai cileanu, bro. Bă, ce bulan ești, ce bulan ești, ce bulan ești. Ce bulan poți să fii. Că am zis că nu te omor, dar tu Batman. Tu nu că Batman, lasă frate. Rămâi Batman. Bine mă frate, mă, 700. 700, frate. 700 în cap și coadă. Primul meu brawler de 700 de trofei. Primul meu brawler de 700 de trofei. Și la limită, la limită s-a resetat mapa. Mamă, e una dintre cele mai OP brawler, man. Deci dacă se poate, dacă eram inteligent așa, eu făceam 800 astăzi, să mor, să mor. Dacă eram inteligent și dădeam drumul pe la un 4-5 la live și mai aveam încă 2-3 ore de pușea cu Roza, o făceam 800, lejer 800, lejer. N-ai cum, frate, deci n-ai cum, efectiv. 384 global la trofee și să vedem cu Roza. Cu Roza pe 123, mamă, și are deja 1000, primul loc are deja 1000 pe ea. Aici nebun la cap.
Acestea au fost și momentele de pe live în care am reușit să o fac pe Roza 700 de trofee. Păcat că n-am putut să pușez mai devreme, am pușat și cu Carl. Deci pe acel live am pușat și cu Carl, mi se pare. Unde? Aici se da, 553, am pușat și cu Frank puțin, am făcut 536 de trofee. Și cu Shelly pe care am făcut-o respectiv 559 de trofee. La fel, cele mai multe trofee pe care le-am făcut eu pe Shelly vreodată. Am pușat cu mult mai mulți, vreo 200 și ceva de trofee plus am pușat. În fine, cam asta a fost. Nu uitați de butonul de like și de abonare și sper eu să mai fac încă un brawler și acela să fie cioara la 700 plus. Dar nu știu ce măsură pot să fac până se resetează mapa, ca să este cel mai nasol. În fine, toate cele bune, ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!